Miercuri dimineață, pe autostrada Soarelui, în dreptul kilometrului 73, a avut loc un accident rutier soldat cu 7 victime rănite ușor. Un microbuz în care se aflau 9 persoane a intrat în coliziune cu un autoturism în care se afla doar șoferul. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. La fața locului s-au deplasat de urgență echipajele Serviciului Județean de Ambulanță, Descarcerare și SMURT. În această dimineață, în jurul orei 8:40, am fost solicitat să intervenim pe autostrada Soarelui, în sensul de mers București-Constanța, la un accident rutier în care au fost implicate un microbuz în care se aflau 9 persoane și un alt autoturism în care se afla o singură persoană. În urma accidentului au rezultat 7 victime cu traumatisme ușoare. La fața locului s-au deplasat 3 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță, două echipaje SMURT și un echipaj de descarcerare. La momentul de față, victimele sunt preluate și transportate la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Nu sunt alte probleme deosebite.